În loc să acorde asistență socială și sprijin pentru vârstnici, guvernul vrea să îi închidă în aziluri, a declarat astăzi Ionel Muscalu, purtător de cuvânt al PNL Giurgiu. Ionel Muscalu a arătat că o protecție socială eficientă este aceea care ajută bătrânii să rămână în familie, nu îi trimite în aziluri amenajate în clădiri care nu sunt adecvate pentru așa ceva. Ce mi se pare ciudat este faptul că a transforma un spital în azil nu este doar așa o chestie care să se facă peste noapte, pentru că o certitudine pe care o avem cu toții este că spitalele în general au găzduit bolnavi. Bolnavi care fie au avut diversi microbi, diversi virus, diverse bacterii și care se păstrează în pereții aceia. Nu fac aici pe interesantul sau pe deșteptul, nici pe filozoful medical, dar sunt sigur că orice tip de spital de genul acesta nu poate decât să îmbolnăvească pe viitorii locatari, care în cazul în care sunt și bătrâni și au și o sănătate mai șubredă, firească vârstei, cu certitudine că nu duce la lucruri bune. Pe de altă parte, structura unui spital, modul în care este așezată clădirea unui spital, nu se dovedește deloc bună pentru a fi o viitoare clădire a unui azil de bătrâni. Și azilul în sine sună ca naiba, pentru că noi tot luptăm aici pentru a face ca oamenii să aibă posibilitatea să stea fie acasă, în familie, să rămână în mediul pe care îl cunosc, să fie ajutați de stat și să fie sprijiniți să nu iasă din mediul acela în care au trăit atâția ani, pe care și l-au creat. Ori statul român dovedește, pe de o parte, vorbind despre asistența socială, că este împotriva asistenței sociale, dar pe de altă parte se dovedește doritor de asistență din aceasta pentru vârstnici, însă de gen ghetou, în care să ghetoizează, și îmi cer scuze pentru barbarizarea acestui cuvânt, dar asta e, se ghetoizează bătrânețea, pentru că oamenii ăștia vor să creeze peste 100 de azile de bătrâni. 100 de azile în care să ducă oamenii pur și simplu la grămadă, în care să gândiți-vă cum arată spitalele, să stea la fel ca într-o conservă acești oameni.